Stefa. Nu mai răspunde urât. Eu numai unul nu mai am chef să răspund urât. Bravo, ulița mea. Larisa Vlad. Oricum mă bucur pentru Raimond și Constantina de la Larisa Vlad. Da, asta nu mă așteptam să primi așa ceva. Deci chiar îmi dorea mult. Uite, vezi, dacă îl dădeam mai repede, ți-l făceam cu ăla masaj. Las, continuăm acasă, iubire. Sunt minunați oamenii ăștia. Nu cred că are guriță. Nu are guriță. Păi n-are ce să aibă, ce, că toată lumea știe cum se folosește. Asta nu știu, abraziv pentru ce e, da? Ăla e pentru călcâie. Da? Da. Exact ca lui doamna Marie. Da. Câte capetele? 3? Da. Super tare. Na, ai cu ce să-mi faci masaj, acum nu te mai poți plânge. Mai fi mușcat. Un pic așa. Hai să luăm și noi o guriță de aer. Hai să luăm o guriță de aer, că e cald. Vrei să fumezi? Nu neapărat, mi-e cald. Ținu-ți-e cald. Acum gata, mi-a trecut. Gata, eu transpiră tot. Am obișnuit cu tine acum, gata, din nou. Da. Hai, dă-o geacă și un pic afară. Hai măi! Te stric eu plăcerea. Nu te-a supărat asta. Mă, dar nu știu ce cald aici. Ori mai înfierbântatul. Ce? Trebuie să pun sutienul la loc. Stai guriță să-mi iau pantofi. Bine, nu știu cum faci, te îmbraci cu cizmele alea, cu pereche. Te încalți. Păi, da. Da, să mă gândesc cu ce mi-au sus. O să vezi, mâine mă fac o moasă. O moasă? Da. Nu o să ții și paharul. Da, să ți-l iau eu. Ia, pregătiți-vă să plecați. Nu e. Mai stăm? Da. Pachet în dulap. Pentru Raimon și Constantina de la Risa Vla și grupul Raymania. Doamne, câte pachete ne-a trimis. Nu ți arăt. Ce? Nu ți arăt. Ai, mă iubire, am văzut. N-ai văzut. Am văzut. Ce e? Am văzut. A, asta e pentru tine. Unde era aici? Dragii noștri, Rai și Tina, cu ocazia aniversării celor 3 luni de relație, vă urăm la cât mai multe luni împreună, să vă iubiți și să fiți fericiți. Așa cum ați dorit, vă trimit o poză cu mine și cu celelalte doamne alături de care administrez grupul Raymania, Mia Laureanu, așa, Mica, Rodica Covora, Oana și Laura. Veți găsi poze și în pachetelul trimis și mai multe detalii în scrisoarea care nu sătește. Rei Rama cu poza Constantinei este pentru tine, pentru a o locui pe cea spartă. Vă iubim, Larisa Vlad. Deci Rai. Asta e pentru tine, iubire. Pentru mine? Îți place, nu-ți plăia ce trebuie să accepti. Și asta e tot a mea. Ia. Nu ți-o arăt pe asta.
Ai, că am văzut cu toți susținătorii, de să văd. Nu ai văzut bine. Ai, că am văzut. Hai, lasă-mi ți-o glumă, dar ți-o dau la să ție. Mi-o lași mie? Da. Hai. Dar de să văd și eu. Da, uite. Hai, dă, răutate. Mamă, ce divă ești în poza asta nebună. Uite. Nu vrei pe aia, pe aia vrei să mi dai mie. Nu vreau și pe asta. Hai, lasă, am înțeles. Dar și pe asta vreau. Da, da. Mi-l lași pe mândor? Repede, pești, că eu, pe asta eu, tu nu mă interesează. Oricum am în două sale mele. Eu încerc, dar nu prea reușesc. Cred că este specific bărbătesc. Avem cele mai frumoase susținătoare, să fie clar, cei mai buni oameni. Da, mai guri, dacă asta e problemă, că asta e atât de mare, că nu încape nicăieri. Sus de tot, deasupra. Nu, asta va sta, uite aici. Deci fii atent ce frumoasă sunt, nu? Dar tu nu vrei pe aia mea. Ba da, cum să nu, v-am în două le vreau. Păi ai zis că asta e a ta. Am în două să vreau. Ai zis că aia e a mea. Deci nu o vrei ai. Păi nu știam ce scrie. Păi cum e posibil o poză cu mine să mi se dea mie? Hm? Pachet. Cum e posibil o poză cu mine să-mi fie dată mie? Era pentru tine. Păi n-am știut, măi. Dar tu nu o vrei ai. Ei, nu vroiam. Pozele cu mine nu-ți plac. Petru Raimond și Constantina din partea susținătorilor. Oh, da, 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 hai vino, 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 repede. Nu ți-arăt. Ai guriță. Guriță te bade, nu te vezi. Guriță. Mai întâi citim scrisori. Oh, da, 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 da. Dragă Rai, să păsești cu, să pășești cu atenție în sufletul tine, să nu-i drobești naivitatea și sentimentele, să nu oprești din drumul ei, să nu-i promiți ce nu poți face. Corect. Poate că o vei răni fără să vrei, poate mai târziu când o vei pierde, vei realiza cât înseamnă pentru tine. Câte bucurii te-a făcut să trăiești, vei realiza că prin zâmbetul ei tu respirai pentru fericire ei, tu trăi pentru ochii ei, tu înfrutei orice greu. Nu uita că vorbele și faptele sunt hrana cotidiană. Amintește-ți că o relație se clădește încet, fără grabă. Să nu pretinzi dacă ai uitat să oferi, să nu-ți dea, să nu lași singur atunci când suferă și mai ales nu uita să o îmbrățișezi, să nu o faci să plângă. Știu că cel imposibil și dacă asta se va întâmpla, să nu pleci de lângă ea. Să pășești cu atenție pentru că sufletul tău este plăpând, plin, curând, deschis. Amintește-ți că inima că înainte tău au mai fost câțiva trecători care au lăsat în urmă la prete. Să nu-i cer să uite ce a trăit, nu uita că fiecare om este rezultatul greșelilor din trecut. Tot ce trebuie să faci este să-i arăți că tu vei fi acolo lângă ea. Dintre o mie de oameni tu o vei ridica și îți vei aminti că poate că este destul de puternică și masă. Pupici mult și înghesiți. Vă mulțumim mult. Deci asta o să rămână la tine să citești în fiecare zi, iubire. Dragii noștri. Raimund și Tim. Grupul? Da. Noi nu putem să vă judecăm, sunteți oameni și greșiți. Nimeni nu trebuie să vă judece. Noi de foarte multe ori v-am spus că vă susținem cu bune și cu rele și asta am făcut. Nu negăm părerea să nu întâmpărțiți pe Facebook, dar sunt foarte mulți care am rămas alături amândoi în egală măsură. Voi, în momentul când începe o discuție, încercați să înțelegeți ce dorește să spună celălalt. Nu vă mai aprindeți iurea. Chiar noi trăim cu voi fiecare ceartă, sărut, achinare, absolut orice. Sunt zile și nopți în care așteptăm cu sufletul la gură să vă vedem pe antena play, să vedem un mic sărut, o mică tachinare. Adevărul este că suntem cam vânați. Sunteți cam vânați de către noi. O să aveți ce viziunea cu veți și din casă, Tina. Încearcă atunci când ți se pune o întrebare în legătură cu prietenia ta cu Alin să nu mai dai aceeași replică cum că Alin este prieten cu tine dinainte să faci cuplu cu Rai. Totul este interpretabil afară. Relația și iubitul trebuie să fie pe primul loc, după prieteni. Încercați să petreceți cât mai mult timp împreună. Știți, voi gen bambu, sper că ați înțeles la ce ne-a referit. Noi suntem aici și vă vedem, Rai. Te rugăm frumos atunci când sunteți în pași, pupați, lasă dracu pernea la o parte că ne lungim gâturile și încercăm să vedem. Încă ceva, stați în patru vostru pentru că acolo vă observăm mai bine pe antena play. Vânăm picioare, tălmuim, păr îmbrăcămite de astea. Aveți foarte mare grijă de voi amândoi, orgoliile nu și-au rostul în iubire. Luptați pentru relația voastră. Nu lăsați materiale din emisiune să vă strice bună dispoziție. Sunt momente care au trecut, nu încercați să le readuceți. Aveți foarte mare încredere unul celălalt. Voi doi trebuie să contați. Alintați-vă, iubiți-vă, jucați-vă, nu mai lăsați ca răutățile din jur să vă strice relația. Nu mai lăsați să vă afecteze relația cei din exterior. Gândiți-vă doar la cei care vă iubesc și v-au plăcut de la început, sunt orice oitina. Te rog mult să încerci să devii cât mai indiferentă la mesajele răutăcioase primite de afară. Cu siguranță nu sunt de la susținătorii voștri. Vă iubim mult, mult, mult de tot. Membrii grupului Tina și Ray Passion. Ta-da, mulțumim! Scriserica asta la mine. Așa. Senica, timp să
Unii mari campioane. Cristina Pomacu. Da! E doamna cel mai cu mare, da, cel mai mare se simte la Constantina și Elena au primit 2 luni.